Salutare, micuții mei, și bine am regăsit. Videoclipul acesta va fi unul dintre cele mai importante videouri de pe canal. Chiar foarte important. O să țină puțin în jur la 5 minute. Nu vreau să lungesc prea mult. Probabil ați văzut că în ultimile săptămâni sau ultimile zile canalul meu de YouTube se îndreaptă spre epuizare, adică am pe video câte 40 de vizualizări, 50, asta în 2 zile fac 50 de vizualizări. Nu se mai uită lumea pe canalul meu. Și la punctul like-uri, nici like-uri, nu se mai sunt nici nimic. Abonații stagnează. Încerc să fac content de calitate. Postez câte 2 videouri pe zi și chiar seara era ora 12 noapte când am filmat, când am filmat Counter-Strike. Overwatch. Pentru ce? Pentru... De când pun episodul în 2 ore, s-a strâns 10 vizualizări în 2 ore, pe bun, adică... Ce nu fac la fel de bine ca ceilalți youtuber? Adică văd youtuber de 1000 de abonați care are câte 100 de vizualizări pe videoclip. Și eu la 3000 de abonați, 3150 chiar, am câte 10 vizualizări în 2 ore. Și în 2 zile 50 de vizualizări. Da, deci, nu știu ce să fac, nu știu, chiar habar am și credeți-mă că YouTube-ul nu mă aduce niciun beneficiu, nu mă aduce absolut nimic. Dacă vreți să mă credeți, în 2 ani de zile am făcut în jur de 9 euro. În 2 ani de zile. Dar aici nu e vorba de bani. Aici e vorba de vizionare. Și de like-uri. Adică dacă aveam like-uri, mă interesa câte vizionari fac. Dar când vezi că nici vizualizări nu mai e, nici like-uri nu mai e, nici abonați care se uită, nici nimic. Ce se ia, frate? Pentru că nu știu cum să vă zic, dar eu încerc să fac videoclipuri de calitate și am început să pun câte 2 videouri pe zi. Am început, da. Tot degeaba, că... Na, până mea, nu știu ce să schimb, nu știu... Zilele astea m-am gândit foarte bine ce să fac. M-am gândit cu fratele meu. El m-a zis să nu mă las la YouTube. Dar nu știu. Eu m-am gândit așa vreo 2 zile serios pe treaba asta. Și chiar nu știu ce să fac, deci credeți-mă că nu știu ce să fac. Ori să mă las, ori să nu mă las. Nu știu, spuneți și voi în comentarii. Acum să nu mă las la jur la tare. Lasă-te că ești un prost, vorbăit dracu sau nu știu ce. Spuneți dacă mai are rost, bă, da, mă ține-te. Sau nu te mai ține pentru că n-are rost. Și după comentariile de la acest video o să iau o hotărâre. Credeți-mă că am tare greu să... Practic, acesta ce fac eu acum pe YouTube e un hobby pentru mine, că deja... Am încărcat 1000 de videoclipuri, 1000
și 5 videoclipuri pe YouTube. 1000. Timp de 2 ani și o lună aproape. 2 ani și o lună de când fac YouTube și am sus abia 3000 de abonați. Da, e complicat. Deci, nu știu ce să fac, nu știu, spuneți-mi și mie. Totul a început de când am luat bani pe live-uri. Banul se duce prin aprilie, dar oricum nu se uita cam nimeni la live-uri. Aveam câte două persoane pe live, nu știu, o fi din cauza vocii, o fi habar n-am. Deci, nu știu, spuneți-mi și mie câteva sugestii ce să fac. Pe ce joc să mă axez dacă vreți să mă continui cu YouTube-ul? Și dacă nu vreți, așa e. Vă urez baftă și sper că astăzi nu vie ultimul videoclip de pe canal. Pa!